Copia icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a ajuns în pelerinaj duminică 2 iunie 2024 în localitatea Ipatele din județul Iași. Rânduiala scoaterii în procesiune a început în Biserica Monument a Așezării Monahale din Dealul Mare. Salte acum și te bucură și lale, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te. Sfânta icoană a fost adusă de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu. Aceasta a fost întâmpinată de soborul slujitorilor, de familia Posterna, Costică și Viorica și de credincioșii veniți din mai multe sate învecinate. Viață dărui! Pelerinașul la Troița cu hramurile cinstirea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu și Sfinții Împărați Constantin și Elena din Ipatele a avut loc cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Părinții slujitori au oficiat slujba acatistului icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului în incinta pavilionului administrativ Ipatele pentru cel de-al 9-lea an consecutiv. Soborul cel iubitor de Dumnezeu, stăruind de rugăciune în biserica închinată ție, cu imire văzând lacrimi de mir ce au rorat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-a trăsătat inima de bucurie și a început așa grăind, bute că icoana ta celui necuprins se deslușește, uite că lumina Harului Divin în fața Pământului o sfințește. Prin care îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a vărsat asupra acei sfinte mănăstiri noastre, asupra sfintei biserici satului acestea și asupra tuturor credincioșilor. Născătoare Dumnezeu, toți deopotrivă, în semn de recunoștință, să slăvim pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Duh. În vecii vecilor, îl rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. M-am vrednicit Dumnezeu ca în anul 2016 să fiu printre cei care am fost de când am plecat de la Sfânta Mănăstire cu Sfânta Icoana Maicii Domnului și cu toți Părintele Stare și toți părinții care au urmat la această slujbă, după 3 luni de secetă, în care nu a plouat deloc și știți cu toții ce greu an a fost din punctul acesta de vedere 2016, când totul era uscat, și fiind în mașină lângă Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni, am văzut că plecând de pe poarta Sfintei Mănăstiri Hadâmbu, coborând în comuna Mironeasa, în satul Mironeasa și mai departe, Bâcu, Ciocaboca, din senin ce era cerul, niciun nor nu era pe cer, au început să se adune norii. Maica Domnului, iată, știa pentru ce este chemată, știa pentru ce vine aici, în comuna Ipatele, la cererea domnului primar Costică Posternac pe atunci, și știa credința și nevoia noastră a tuturor de ploaie, de ajutorul ceresc și binecuvântat al lui Dumnezeu, pentru că, iată, după 3 luni de secetă, foarte mulți nu mai știau ce să mai facă, fântânile începeau să se cătuiască,
și iată, era mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de ploaie. Și atunci cu toții ne-am adunat și de la mănăstirea Hadâmbu până în dealul Ipatelui, după cum v-am spus norii, am văzut cum se adună deasupra mașinii, deasupra icoanei făcătoare de minuni, și când am vrut să coborâm în dealul Ipatelui să venim în procesiune cu Sfânta Icoană, nu am mai putut, știți prea bine, a început o ploaie torențială, pot să spun. Încât și Sfânta Icoană a fost acoperită cu o folie atunci. Ați dorit să mă reîntorc, de ce oare venim an de an aici, în acest loc, binecuvântat de Dumnezeu și Maica Domnului, care atât de frumos străjuiește prin prezența acestei prea frumoase troițe, copia icoanei făcătoare de minuni din dealul mare, titorită de familia postână acostică Viorica, de împreună cu copiii, cu fiicele. Venim nu numai să cerem, că noi tot timpul știm să cerem, mai tot timpul suntem tentați la fiecare cădere sau încercare să cerem și iarăși nu o să cerem. Noi trebuie să venim de fiecare dată să-i și mulțumim Maicii Domnului că minunea, miracolul care l-am văzut cei prezenți de față, părinții de împreună slujitori, rugători, adunați an de an, dacă nu mă înșel, din 2016, când n-a plouat timp de 3 luni de zile, la cererea domnului inginer Postănac să aducem Sfânta Icoană, făcătoare de minuni, să mijlocească Maicuța Domnului la Fiul Său, la Bunul Dumnezeu, să reverse în chip minunat ploaie pe pământ, unde era o mare lipsă. O mare lipsă și avem o mare nevoie de ploaie, toate comunele și satele noastre. La rugăciunea, rugămintea domnului inginer Păstăna, domnul primar emerit, și cu aprobarea noastră preasfințitul de altfel, an de an, să-i mulțumim Maicii Domnului. Minunea s-a întâmplat an de an după Catis, în timpul Catis sau la sfârșit. Și pe timpul noastră preasfințitul Calinic, care era nelipsit de aici, de această rânduială împământenită, să spunem, care a devenit o mare binecuvântare pentru locul și comunitatea dumneavoastră. Sincer să fiu, îmi este teamă să îndrăznesc să spun Maicuța Domnului, încă mai trebuie ploaie. Domnul inginer, domnul primar emerit, mai tot timpul merge la Maica Domnului, la icoana făcătoare de minuni, se pune în genunchi, Maicuța Domnului, ascultă rugăciunea, am nevoie de ploaie, să crească roadele, porumbul, grâul. Și o minune a lui Dumnezeu, că pe raza comunei Ipatele plouă. Dar cu multă dragoste, n-am vrea să-mi mi-a dat binecuvântare să fim prezenți pentru dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, și pentru ctitori de mănăstiri și biserici, domnul Păstărnac, primar emerit și inginer, cu destinsa doamnă Viorica. Avem nevoie de Măicuța Domnului, precum respirăm aerul. Măicuța Domnului este lumina ochilor noștri. Cum ne iubim mama noastră și ne este foarte greu după ce a plecat și cât e în viață și după ce pleacă, rămâne Măicuța Domnului, mama noastră. La ea ne este mila, sprijinul, ajutorul. Maicuța Domnului să blagoslovească nu numai locul acesta, toate comunile și satele noastre care au nevoie de mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Și încă o dată vă mulțumesc pentru frumoasa primire, cinstiți gospodari și gospodine și tuturor pruncușorilor pentru flori neprimite. Mulțumesc din suflet, Părinte Stareț, că ne-ați bucurat și anul acesta cu Maicuța Domnului la noi în comunitate. Mulțumesc de asemenea tuturor părinților care ne-au fost alături și s-au rugat pentru noi. Tot ce se face, facem pentru noi. Dumnezeu să vă dea sănătate, dragilor, tuturor. Maicuța Domnului să vă dea tot ce vă doriți dumneavoastră, dar în primul rând, sănătate, că e mai bună decât toate. Și să avem pace, pentru că știți cum, sănătatea îmbinată cu pacea face casă bună.
Din suflet vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost, sunteți și veți rămâne alături de noi, alături de comunitatea de la Ipatili și că în continuare ne veți aduce această mare binecuvântare ca în localitatea Ipatili, 28 de ani, icoana Mănăstirii Hadâmb în 2016 să intre pe teritoriul comunii. Și de atunci, în continuare, s-a făcut acest lucru. Nu ne-a lipsit și în momente critici pentru noi, pentru comunitate, pentru oameni, ați continuat, v-ați bătut pentru ca procesiunea să fie în continuare. Din suflet vă mulțumesc. Am spus că în continuare icoana va veni pentru că nu vine pentru Costărnac, vine pentru comunitate, vine pentru oameni, vine pentru ca cei care sunt mai neputincioși să poată să aibă acces să se roage la icoana Făcătoare de Minuni. Părintele Stareț este un artist în domeniu, în modul în care știe să folosească banul. Niciodată nu și-o bătut joc de el. De aici rezultatul. Înainte de acatist s-a oficiat slujba a ghesmei mici. Credincioșii prezenți s-au închinat cu evlavie la icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Părintele Stareț Nicodim Gheorghiț a cântat la final câteva pricesne împreună cu pelerinii. Roagă-te, măicuță, pentru al tău popor, care strigă într-una după ajutor. Troița Maicii Domnului din Ipatele a fost construită în anul 2016 la îndemnul arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Ctitorii acesteia sunt Costică și Viorica Postărnac din Ipatele împreună cu familia. Aceasta s-a ridicat în cinstea Maicii Domnului în semn de mulțumire pentru minunea săvârșită pe 10 iunie 2015, când cerul a revărsat ploaie după o secetă de 2 luni de zile. În acea zi, la rugămintea primarului comunei Ipatele, Costică Postărnac, icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu a fost adusă în pelerinaj în incinta pavilionului administrativ. Troița a fost sfințită pe 12 iunie 2016 de către înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.